Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele analizei noastre de astăzi sunt: referendumul pro-european trece la mustață în Moldova cu ajutorul decisiv al diasporei, pierde record ale armatei ruse în Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au avansat la nord de Suja, Ucraina a dezvoltat o dronă extrem de ieftină pentru a intercepta dronele Shahed. Am câteva vești bune și o veste rea pentru ziua de astăzi. O să încep cu o veste bună. Cu toată frauda rusească din Republica Moldova, organizată de către regimul criminal de la Kremlin, se pare că referendumul pro-Europa trece la mustață cu ajutorul diasporei. Maia Sandu a declarat falsuri fără precedent în Moldova. Aceasta consideră că nu a existat un proces politic corect în alegerile și referendumul din Moldova. Ea a declarat acest lucru într-un discurs la sediul ei de campanie, relatează corespondentul Adevărului European. Sandu spune că autoritățile au dovezi de cumpărare masivă de voturi, numind-o fraudă la o scară fără precedent. Avem dovezi clare că aceste grupuri criminale și-au propus să cumpere 300.000 de voturi. De menționat că președintele Republicii Moldova nu a susținut că s-au efectuat cumpărarea de voturi, iar discursul ei a lăsat deschise opțiuni de interpretări. Ea a refuzat să răspundă la întrebări care ar putea clarifica acest subiect. În discursul său, Maia Sandu a subliniat că atacul fără precedent la adresa libertății și democrației durează de câteva luni, iar în spatele acestuia se află grupuri criminale și forțe străine care au atacat țara noastră cu zeci de milioane de euro, minciuni și propagandă. După cum știți, autoritățile din Republica Moldova au anunțat în repetate rânduri încercări de piratare a alegerilor ale grupului Ilan Șor, condamnat penal în Republica Moldova, pentru furtul de 1 miliard de euro de la trei bănci, precum și autoritățile Rusiei, unde se ascunde în prezent Șor. Mare dezamăgire, pentru că, iată, doar 45% dintre moldovenii de pe teritoriul Republicii Moldova au votat da, iar 55% au votat nu pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cu siguranță au fost cumpărate foarte, foarte multe voturi, au fost cumpărați foarte mulți moldoveni, a fost foarte multă minciună și manipulare, dezinformare rusească, care a fost turnată zi de zi în mintea moldovenilor, dar acest lucru ne arată că Moldova este foarte vulnerabilă pe partea de comunicare și pe partea de luptă împotriva dezinformării și că nu va putea trece peste aceste lucruri fără un ajutor masiv din partea Uniunii Europene și a României. Acest rezultat va da apă la moară propagandei Kremlinului, care va acuza la rândul său frauda la vot în Republica Moldova și cu certitudine a faptului că în interiorul țării moldovenii au spus nu Europei. Asta va rămâne o pată foarte mare, o pată neagră pe acest referendum. Foarte trist, fraților. Acum mergem mai departe la cei care se sacrifică pentru ca Moldova să nu fie călcată la propriu în picioare de către armata rusească, cei care votează cu siguranță masiv da pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ziua 971 a războiului din Ucraina. În ziua în care Moldova nu știe ce vrea sau, mă rog, se lasă cumpărată cu milioane de euro, zeci de milioane de euro trimiși din Rusia, realizați hilarul situației, rușii nu trimit ruble în Moldova pentru a cumpăra voturi, ci euro moldovenilor anti-Europa. În această zi, Ucraina administrează cele mai mari pierderi de la începutul războiului cu Rusia. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 21 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 680.230 de militari.
În ultimele 24 de ore, Rusia a registrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1710 militari, 24 de tancuri, 64 de vehicule blindate de luptă și 24 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, și acum vine încă o veste bună, forțele ucrainene au înaintat recent la nord de Suja pe fondul luptelor de pe frontul principal din regiunea Kursk. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent la est de Crucea Cercaș, la nord de Suja. Surse ruse susțin că forțele ruse au atacat la nord de Suja, în zona Malaya-Lokna și în sud-est de Suja, în regiunea Plehovo, în timp ce forțele ucrainene au atacat la sud-est de Korenevo, în zona Kruglenkoi și Leonidov, așa cum se vede și în harta prezentată. Potrivit The Telegraph, Ucraina a dezvoltat o dronă Sting pentru a intercepta drone Shahed iraniene. Se relatează că noua armă va fi folosită pentru a urmări și intercepta Shahed 136 în locul mijloacelor convenționale de apărare aeriană pentru a proteja orașele ucrainene de atacurile rusești. Dezvoltatorii grupului Wild Hornets susțin că drona poate zbura cu o viteză de peste 160 de km la oră la o altitudine de aproximativ 3 km. Sting are un design clasic de quadcopter cu o cupolă mare care iese din centrul unde sunt montate focusul și camera. Acesta va fi pilotat de către piloți folosind la sol ochelari de realitate virtuală care vor permite operatorului să vadă exact unde zboară. O dezvoltare viitoare va avea un sistem de ghidare cu inteligență artificială care va permite pilotului să se blocheze pe ținte inamice. Publicația notează că drone similare sunt folosite pentru a intercepta drone de recunoaștere rusești care zboară sus și încet peste câmpul de luptă. Dar Sting va fi prima dronă special concepută pentru a lupta împotriva dronelor Shahed. Costul său mediu este de 10 ori mai mic decât cel al dronei Shahed. Acest lucru a fost spus de către o sursă de la Wild Hornet despre drona Sting. Publicația notează că utilizarea unor drone kamikaze ieftine pentru a distruge Shahed-urile va ajuta Ucraina să-și păstreze rezervele de rachete antiaeriene. Inteligent, nu? În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Thank you.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.